Prea vedem astfel de evenimente decât poate în zonele care se bucură de o bogată tradiție feroviară, iar Teiușul nu face abstracție de la această tradiție feroviară. Chiar dacă astăzi Teiușul nu mai este ceea ce a fost, acea placă turnantă de care se povestea peste tot în România și nu numai în România, ci și în întreaga Europa, totuși această tradiție feroviară rămâne. Iată, ne aflăm la a șaptea ediție. Începând cu anul 2012, deci în fiecare an, dezvoltând această sărbătoare deosebită, am adus-o la un nivel la care a devenit un fenomen de masă la noi la Teiuș. Să nu uităm că a fost un centru feroviar puternic, să nu uităm că noi avem Ziua Ceferiștilor stabilită prin calendar, dar Ziua Ceferiștilor se adresează până la urmă persoanelor care sunt active, din păcate din ce în ce mai puține. Noi aici la Teiuș am vrut să facem o întâlnire a ceferiștilor unde să-i reunim pe toți cei care au fost ceferiști, bunici, părinți, viitor ceferiști, în așa fel încât să nu uităm niciodată că tot la a doua casă în orașul nostru sau tot a doua familie avea cel puțin un membru al familiei angrenat în această a doua armată a țării. La Teiuș, după cum am început să vă spun și după cum ați precizat și dumneavoastră la un moment dat, într-una din emisiunile dumneavoastră, am pornit un parc feroviar. Aparent o idee năstrușnică pentru unii, care iată a devenit o realitate. Ați fost, ați văzut, adunăm artefacte feroviare vechi care să ne aduc aminte că țara asta a produs material rulant, a făcut cu oamenii ei românește, am produs astfel de obiecte. Nu vrem să uităm acest lucru, ne îmbogățim această zestre în fiecare an și în acest an venim cu noi surprize. Avem o expoziție feroviară care vă stă la dispoziție și putem să o vedem cu toții, este deschisă permanent, cu tablouri făcute de copii, un cerc inimos de copii sprijiniți de către un club din orașul nostru. Avem o grămadă de oameni serioși care și-au dat mâna ca această sărbătoare să fie una foarte reușită. Vrem și pe viitor această tradiție să o perpetuăm, este în folosul nostru, este în folosul tuturor. Iar vreau ca pe viitor de Teiuș să se povestească nu numai de ceea ce a fost, ci de ceea ce este Teiușul la momentul de față, un orășel mic, dar cu ambiții mari de dezvoltare, care încă nu și-a spus ultimul cuvânt. Este o onoare și un privilegiu pentru noi să ne aflăm alături de domniile voastre și să putem împreună să sărbătorim, dacă putem spune așa, tradiția, cultura, istoria, dar mai cu seamă, personalitatea feroviară. Acum, după cuvântul nostru de bun venit, doresc să deschidem manifestările de astăzi prin intonarea imnului de stat al României. Thank you.
este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Hristos în via din mort, cu moartea pe moarte călcând și ce România până în 1927 importa locomotive cu aburi, cu preponderență Germania, puțin Austria, în fine. După 1927, la inițiativa lui Nicolae Malaxa, care de niște magazii de lângă București amărâte a transformat într-o uzină, și Reșița, care a făcut începând în secolul celălalt locomotive, au reușit și noi din 1927 și până în 1980 n-am mai importat nicio locomotivă. Le-am făcut acasă la noi pe tehnologie, bineînțeles, pe licențe, dar cu îmbunătățiri făcute de inginerii români. A fost un mare succes. În 1938 România era printre cele mai moderne țări din punct de vedere al tracțiunii cu aburi la calea ferată și în special al vagoanelor moderne făcute la Arad. Și acum am venit să sărbătorim aici, să ne întâlnim cu ceferiștii toți cât mai suntem, a 7-a aniversare a expoziției de aici, a 7-a aniversare a zilelor feroviarilor. Are un calendar. Deși pare paradoxal, pentru că toată lumea în ziua de astăzi va veni și va spune că trenurile nu mai circulă ca odată și că nimeni nu-și mai poate potrivi ceasul după ele. O să încercăm în seara asta să vă spunem că se mai poate încă și am să vă spun la final ce spusese de fapt un gornist din oastea lui Napoleon când acesta-i cerose să sune retragerea. Dar la final o să vă spun această pildă, dar până atunci aș vrea să vă spun că au debutat manifestările noastre de astăzi la ora 16.30 cu vizitarea acestei minunate expoziții de fotografie și de machete feroviare pe care dumneavoastră ați văzut-o în holul gării din Teiuș, o gară monumentală care de altfel în 1905 a început construcția ei după un plan al arhitectului maghiar Paul Ferenc și s-a terminat în 1908. Uitați-vă puțin la clădirea asta. A început în 1905 și s-a finalizat în 1908. Poate e mult, poate e puțin. Oricum, ea dăinuie și este în cotidianul nostru din acea perioadă. Domnule prefect Dănuță Lălai, domnule deputat Sorin Bum, onorate și distinse oficialități ale județului, prezente astăzi aici, la manifestarea noastră, consilier județeni, consilier locali,
Doamnelor și domnilor, dragii mei, bine ați venit astăzi aici la noi, la Teiuș, în parcul nostru feroviar. Sărbătoarea de astăzi, despre care colegul meu și prietenul meu Marcel și colega mea Veronica cred că a reușit să vă o zugrăvească așa cum trebuie, se desfășoară practic pe trei coordonate. Odată, ne aflăm în anul centenar. Este una dintre primele acțiuni ale primăriei orașului Teiuș, a Consiliului Local Teiuș, de a marca cum se cuvine ceea ce s-a întâmplat la 1 decembrie 1918. 100 de ani de la Marea Unire, 100 de ani de existența poporului român și a națiunii române de sine stătătoare. Acesta este un lucru și un adevăr incontestabil, iar gara din Teiuș a fost un martor tăcut a tot ceea ce a însemnat evenimentele istorice, mai mult sau mai puțin plăcute, mai mult sau mai puțin favorabile pentru poporul nostru, dar să nu uităm că istoria nu ne alege pe niciunul dintre noi și istoria își face treaba așa cum știe ea mai bine. 1918 marchează în data de 30 noiembrie primul martir al Unirii, Ion Arion, pe care tot împreună cu dumneavoastră îl omagiem în fiecare an și nici în acest an nu ne va fi străin acest eveniment. În altă ordine de idei, al doilea aspect pe care am vrut să ridic în fața dumneavoastră, al doilea eveniment care îl marcăm astăzi aici, este legat de ceea ce noi numim proprietatea directă asupra acestui teren. Este o realitate pe care nu putem să o neglijăm și pentru asta eu vreau să le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat din partea forurilor superioare din această țară ca acest teren pe care astfel ne aflăm noi astăzi aici să revină în proprietatea Consiliului Local, respectiv a primăriei. Este vorba de legea privind trecerea din proprietatea căii ferate a celor 7,5 hectare de teren, prin care, între care se numără și acest parc feroviar, și trecerea lui în proprietatea orașului Teiuș. Dacă ajută bunul Dumnezeu, suntem sănătoși, să sperăm că la anul, condițiile în care ne vom desfășura acea întâlnire a ceferiștilor, ajunsă deja la a 7-a ediție, vor fi mult mai favorabile decât în acest an. Dar totul se face cu timp, cu respect și cu încredere. Iar în al treilea și în ultimul rând, avem cea de-a 7-a ediție a acestei sărbători. Nu vreau să uităm niciunul dintre noi că suntem un oraș de feroviari. Foști feroviari, actuali și, de ce nu, viitor feroviari. Să nu uităm că în fiecare casă din acest oraș o pâine se punea pe masă de către bunicii, de către părinții noștri care și-au împletit existența indiscutabil cu această cale ferată. Iar faptul că am ajuns oameni mari, să știți că ni se datorează și muncii și eforturilor lor și datorită acestui fapt nu avem voie să uităm. Ar fi multe de spus, mă limitez la aceste câteva aspecte. Vreau să vă mulțumesc pentru faptul că dați curs invitației de a ne întâlni fiecare an aici în Parcul Feroviar. Mulțumesc oficialităților pentru prezență. O să facem toate demersurile necesare ca orașul nostru, care așa cum știți foarte bine se dezvoltă mai încet într-adevăr, nu la dorința noastră de a ne mișca foarte repede, dar ne mișcăm, orașul nostru să se dezvolte, iar zona parcului feroviar, zona aleii sportive și tot ce avem noi aici să fie cuprins în acest program de dezvoltare. Vreau să vă mulțumesc din suflet și să le mulțumesc în același timp colegilor mei și spun colegilor mei, deși multora cu smerenie și cu decență a trebuit să plec fruntea în fața domniilor lor, unii dintre ei deja nu mai sunt și ne privesc de undeva de sus. Și mi-aduc aminte că mi se spunea odată, fiind aici la peron alături de șeful meu de stație de atunci, și trebuie să-i răspesc numele, domnul Vasile Hălălai, și a fost întrebat: ce ai făcut, măi Vasile, ai dat gara pe mâna copiilor? Eram la vreo 24 de ani pe vremea aia. Iar răspunsul șefului de gară, care m-a motivat în permanență, a sunat de felul următor: nu-ți fă probleme, mă Sandule, copiii ăștia știu ei ce au de făcut. Vreau să cred că cei mici care sunt aici,
prin educația pe care dumneavoastră o să o oferiți, prin modul în care dumneavoastră o să-i creșteți, vor ști cu siguranță ce vor avea de făcut și că această urbe a Teiușului, a feroviarilor, va renaște. Cu siguranță ea va renaște. Și pentru că spuneam că suntem la an centenar și că aniversăm cei 100 de ani de la Marea Unire, se cuvine că în acest an pentru feroviari să păstrăm două momente deosebite. Un moment in memoriam și un moment în care să mulțumim și să-i felicităm pe cei care mai suntem încă activi în domeniul feroviar și mai putem face câte ceva pentru că această minunată cale ferată și tradițională cale ferată română să fie de fapt nu cântecul de lebădă, ci legenda vulturului. Dar până când se fac lucrul acesta, aș vrea să întreb dintre invitații care astăzi sunt alături de noi, pentru că n-aș vrea să monopolizez această discuție, dacă doresc să mă adreseze vreun cuvânt, dumneavoastră, colegilor noștri, aștept cu mare drag și cu mare nerăbdare. Cu siguranță va veni și vremea când voi ieși la pensie, nu este departe. Deci dacă nu, să trecem la următorul moment, pentru că îi văd pe copii deja încălziți și atunci să putem trece la următorul moment. Permiteți-mi, deci, să trecem la acea componentă care am spus-o noi în memoria și să mulțumim celor care au diriguit treburile feroviare de-a lungul anilor. Și aș începe de data aceasta oferind in memoria o diplomă și o medalie celui care pot să spun că m-a format din punct de vedere feroviar al activității de exploatare, a celui care m-a coordonat și m-a ghidat în permanență și îmi spunea de fiecare dată: ai de grijă că de acum încolo pe gardul tău cântă cocoșul. Am spus cu decență și cu smerenie rostesc aceste cuvinte, întrucât este un nume cu greutate. Acest nume este Vasile Hălălai. Așa că, domnule prefect și domnule primar, vă rog să veniți alături de mine, pentru că dumneavoastră sunteți continuatorii personalității lui Vasile Hălălai, șeful meu de gară, care m-a coordonat și mi-a spus: ai drumul deschis. Domnule primar, domnule prefect, permiteți-mi ca numele feroviarilor teiușeni să vă înmânez această diplomă in memoria, și probabil că dânsul, de undeva de acolo de sus, va fi mulțumit pentru ceea ce noi am realizat și pentru faptul că nu am stricat nimic din ceea ce dânsul a construit de-a lungul unei vieți de ceferist. Vă rog! Și acum, domnule primar, v-aș ruga să mă ajutați dumneavoastră și mai departe să înmânați aceste diplome și medalii pentru cei care, într-adevăr, nu fac decât să nobileze breasla ceferiștilor a feroviarilor. Mulțumesc frumos, Marcel! Este o surpriză și un moment marcant pentru mine, ca om, nu ca primar, pentru că și eu, ca și tine, am trăit în acest spirit ceferist și n-am uitat niciodată cum am fost crescuți și valorile care ne-au guvernat de fiecare dată familia și viața. Și aș vrea să acord o diplomă in memoriam, tot pentru oameni dedicați căi ferate, domnului Eugen Crișan. Mi se pare corect să ajungă această diplomă și dacă nu este aici, o să facem să transmită pentru numele care nu se regăsesc aici,
o să facem să ajungă aceste semne de apreciere familiilor domnilor lor. De asemenea, o diplomă și o medalie in memoriam domnului Ös Domokos, un alt ceferist care și-a legat indubitabil viața de structura căii ferate din Teiuș, din complexul Teiuș-Cojlari. Și tot din punct de vedere comemorativ, n-aș vrea să-l uităm pe Flavius Boancă, ceferist de formație și profesie, plecat din păcate cam prea repede și cam prea trist și tragic dintre noi. Și nu în ultimul rând, in memoriam, Iliuț Groza, tot un om dedicat căi ferate, pe care mai mult ca sigur numele rezonează în memoria unora dintre noi. Vreau să trecem să vorbim despre cel mai longeviv feroviar, pentru că așa mi se pare corect. Să ne aducem aminte și de cei care trăiesc și care ne pot împărtăși experiența domnilor lor. Și aș vrea să oferim o diplomă și o medalie domnului Aurel Hazi. Haideți să-i aplaudăm! Merită acești oameni! Acești oameni și-au lăsat o parte din sănătatea și din viața lor pe aceste două șine paralele care pare că nu duc nicăieri. Nu mai pare. Dacă nu, o să rugăm pe domnul Lazar să facă... O să-l așteptăm cu plăcere, nu ne grăbim, pentru că merită să avem un minut de răbdare, chiar dacă este prea cald și cu toți suntem nerăbdători. Dar este modul nostru personal al orașului de a-și arăta recunoștința pentru oameni care au trăit și au simțit în ritmul și în cadența roților de tren. Dacă am vorbit de cel mai longeviv feroviar, n-aș vrea să uităm că vine generația tânără din spate. Și sigur, între noi avem și cel mai tânăr pui de ceferist. Și noi am reușit să identificăm acest pui de ceferist în persoana Ciortea Casiana. Într-adevăr, un pui de ceferist adevărat, care sperăm că va face din această nobilă meserie un țel și un scop în viață. Felicitări, Georgiana! Casiana, scuză-mă, Casiana! Ca să nu plecăm, mai avem ceva pentru cei mici. Și să nu uităm nici de cel mai longeviv, pentru că nu-i destul doar o diplomă. Aici, în punga asta, mai este ceva de care să-ți aduc aminte cu plăcere seara. Să nu vă faceți probleme, nu este decât alaș cu rum. Știe dânsul despre ce-i vorba. Continuăm seria cu oameni dedicați căilor ferate. Și-l invit alături de mine pentru a-i mâna o distinție lui Marcu Ioan. Hai, neluțule, nu-ți fie rușine, pentru că aici suntem teiușeni, suntem oameni care am ținut la calea ferată prin părinții noștri și prin noi înșine până la urmă. Să pregătește domnul Radu Belu și-l așteptăm aici lângă noi. Domn inginer Radu Belu, te rog să poftești lângă noi, este unul din artizanii acestui parc feroviar și o să-l mai exploatăm noi, dacă ne dă Dumnezeu sănătate și înțelepciune, în așa fel încât să-l imobilăm cum se cuvine. Să-i dea Dumnezeu sănătate și putere și mulțumim, domnul Radu Belu! Și
Și cu voia dumneavoastră o dăm un pic pe repede înainte, pentru că nerăbdarea atinge cote mari și pe bună dreptate. Îi chem alături de mine, pentru o distinție și o medalie, pe domnul Marin Ovidiu, șeful stației CFR Teiuș. Domnul Rațiu Efrem, vreau să vin aici lângă mine. Să nu spună domnul Efrem că l-am neglijat vreodată și nu cred că am făcut acest lucru. Domnul Ovidiu Lazar, șeful depoului CFR Teiuș. Domnului Dinu Drăgan, prietenul nostru, care nu știu dacă este aici, dar o să face să-i ajungă. Nu este, dar este tata dânsului. Este tata dânsului și l-așteptăm aici să-i dăm această distinție. Domnului Boca Ioan, doamnei Simu Maria, îl chem alături de mine pe domnul Dumitru Vara. Să nu creadă domnul Vara că a rămas singur acolo, ca locomotiva izolată, intrată pe abătută. Nu mă pricep eu prea mult la termen, dar cred că n-a spus o prostie mare. Se spunea odată că bara și curentul nu iartă, dar vreau să vă mai spun ceva. Să știți că perioada cât dânsul a fost la depou și a fost instructor pentru mecanicii de locomotivă, a avut 3 locuri întâi pe țară la concursul Siguranță și Maestrie. Deci și-a educat mecanicii în asemenea manieră, încât în 3 ani consecutiv a luat locul întâi pe țară la Siguranță și Maestrie. Felicitări, domnule! Îl chem alături de mine pe domnul Efrem Ciortea, domnul Iuliu Crișan și domnul Conț Iacob. Și nu în ultimul rând, vreau să dăm o medalie pentru o instituție care este ancorată realitățile căii ferate românești. Haideți, vă rog frumos! Este vorba de Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară, CENAFER, și Muzeul Căilor Ferate, reprezentată de prietenul nostru, consilierul județean, domnul economist Marcel Oțoi.
Nu am fost niciodată un om al conflictelor, sunt un om al cooperării, sunt un om al deschiderii și întotdeauna cei care au fost lângă mine și care și-au dat mâna ca să facem împreună un lucru bun, au avut de câștigat. Am avut de câștigat cu toții, de fapt, din toată chestia asta. Nu neapărat pecuniar, pentru că în viața asta nu totul înseamnă bani. Există acea satisfacție morală pe care noi, românii, din păcate, am început să o cam uităm. Dar este vremea să ne revenim cât de rapid se poate și să înțelegem că noi trebuie să trăim prin ceea ce facem, nu doar să așteptăm permanent să fie recompensați. Oriceea ce se întâmplă aici la Teiuș este o realitate și vă poate confirma acest lucru, iar din discuțiile pe care le veți avea cu oamenii implicați în reușita unui astfel de eveniment, cred că o să desprindeți adevărul așa cum este el, fără dorința de a-l cosmetiza eu sub o formă sau alta.